Curcubeul Speranței, fabrica fericirii. Astăzi ne propunem să descoperim cum Curcubeul Speranței, un centru de plasament pentru copii, nu doar oferă un refugiu sigur pentru copiii aflați în nevoie, ci și lucrează de obosit pentru a construi un sistem care sprijină bunăstarea copiilor și unitatea familiei. Vom analiza provocările cu care se confruntă succesele obținute și impactul pe care îl au asupra comunității. Astăzi vom discuta împreună cu invitata specială, managerul Centrului de Plasament Temporar pentru Copii din Republica Moldova, Chișinău, Valentina Văhrist. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitația de astăzi! Uh, știți, uh, subiectul uh, este interesant pentru că vorbim despre un centru de plasament de copii și vorbim despre fericirea copiilor și ai impresia că altădată centru de plasament e antagonic vis-a-vis -vis de fericirea, că, domne, cum asta se întâmplă? Și cu toate acestea, misiunea pe care o are acest centru, am fi dorit să, să ne-l descoperiți în această emisiune, dar nu înainte ca să ne povestiți despre misiunea centrului. Ce este acest centru? Care este experiența? Și evident, preocuparea, pentru că Mulți dintre cei care ne privesc la ziua de astăzi poate nici nu sunt cunoscuți de acest centru. Da, într-adevăr, subiectul pe care astăzi îl vom trata este destul de interesant. Pot să confirm că mulți copii au trecut pragul centrului de plasament temporar pentru copii. Corcubeu speranță și probabil mulți dintre dânșii vor mai fi, pentru că trăim asemenea timpuri în care este solicitat acest spectru social și mă bucur că ați intitulat tema zilei de astăzi, fericirea sau fabrica în care acești copii trăiesc. Sper că emisiunea va avea un impact social atât de puternic încât copiii să-și găsească mai rapid fericirea și în alte locații, și în afara centrului de plasament Curcubeu Speranței. Speranței. Evident că fericirea nu atunci când doar zâmbesc copiii, exact. ci fabrica. Ce înseamnă o fabrică de fericire? Ca orice fabrică. Intră o materie <gântări> și poate că e zgrunțuroasă, arată iuria, dar iese din alt capăt al fabricii cu tot altă, alt obiect. Exact așa și este. În momentul în care sunt plasați copiii cu certitudine copiii care vin încep a plânge pentru că este un mediu necunoscut pentru dânsii este un mediu în care copilul abia urmează să exploreze să înțeleagă care sunt regulile centrului și iată aceste reguli probabil sunt uh, mijloacele prin care copilul trebuie să se transforme și să devină acel frumos care uh, odată îndeplinit și făcut frumos va ieși din acest centru de plasament da, sunt diversi copii, sunt copii mai liniștiți, sunt copii care prin zâmbetul lor te fac să-ți aduci aminte că aici este totuși fabrică. Sunt și copii mai răzleți, de obicei băieței, sunt mai activi în activitatea pe care o fac ei zi de zi. Îți dau mai multe bătăi de cap, în schimb când îi vezi crescuți mari deja, ai o satisfacție emoțională pe care în alte părți nu o găsești. Satisfacție că acești copii, care, așa cum spuneați, au necesarul de a fi îndrumați în viață, își găsesc liniștea, își găsesc rolul lor în societate, și asta este cea mai mare plăcere, și cea mai mare satisfacție a unui om care se dedică cu trup și suflet acestor copii. Sunt curios, știți, de faptul că aveți această instituție, în subordine, și înțeleg că există și echipă. Da, există. Și provocările care sunt în interiorul. Acestui, acestei, hai să zic, fabrici, să continuă această metaforă, fabrici, evident că aduci multe provocări, eu știu, multe și lacrimi și trăiri și emoții, dar ce mă motivează să continuați lucrarea? Finalul product sau produsul final? Eu am două obiective. De obicei, mă, mă, mă întreabă mai multă lume ce mă motivează. Da, produsul final mă motivează, dar asta este unul dintre motive. Dar al doilea pentru mine, eu fiind din domeniul matematicii și a cifrelor, eu sunt motivat atunci când nu știu cum să-i găsesc cheița sufletului acestui copil. Dacă în instituție există un copil care este, spun așa, foarte răutăcios, și are tot felul de metode de a se răzbuna pe diferite metode, pentru mine asta este cea mai mare provocare și mi solicită foarte mult atenția ca să deznod și să înțeleg de ce are nevoie acest copil. Iată, pe mine asta mă motivează foarte mult. Și da, eu produs final îl știu și îl aștept. Și poate asta nu este cea mai mare motivație. Pentru mine motivația este să înțeleg cel îl doare pe acest copil ca să-i pot soluționa problema și pe durată scurtă și pe durată îndelungată. Asta este cea mai mare motivație a mea. <sus> Cum de-ați nimerit? Cum ați ajuns să fiți un manager al acestei instituții? Că eu, sunt sigur că provocările sunt mari și nu știu, întrebarea știți așa, lovitură sub centură. N-ați avut niciodată ispita să ziceți până aici, mi-ajunge, nu mai vreau, m-am obosit. Bună întrebare mi-ați spus. Eu în Centrul Curcubeu Speranței activez din 2009. Sunt ceva ani. Da, Prima dată când am ajuns să lucrez în instituția respectivă, am lucrat în calitate de jurist, terminând facultatea de drept. Am lucrat ca jurist și după o bucată de timp am trecut la domeniul financiar și am făcut parte întotdeauna din comitetul administrativ și am știut soarta fiecărui copil care a fost plasat în centru Curcubeu Speranței. Nu am fost în față pentru că am avut o funcție din spate, dar am știut absolut orice ce se întâmplă în Curcubeu Speranței. M-am retras, aș putea spune, doar din spate, fiind un comitet administrativ, un comitet de conducere. Iar când fostul director deja a depus cererea pentru demisie, care a fost acceptată pentru că în, acest, în această activitate există foarte multă epuizare, chiar și profesională, o ardere profesională, noi am fost cei care am căutat directorul timp de un an și jumătate. Și nu prea am găsit persoane care și-ar fi dorit să îndeplinească această funcție, și uh, într-un final, pentru că m-ați întrebat dacă nu am avut tentativa de evadare, uh, nu am acceptat din start. Știind provocările, știind că această muncă nu este una ușoară, și trebuie să recunosc, nu am acceptat și uh, nici nu mi-aș fi dorit. Dar uh, lucrând cu acești copii. Văzund, văzând necesarul de a fi tot timpul ascultați, de a fi înțeleși, de a manifesta față de dâns și empatie, nu am putut să rămân indiferentă și am acceptat. Cu toate că am fost inițial confuză și mă gândeam adesea dacă voi face față la asemenea provocări, pentru că copiii care sunt astăzi nu sunt copiii din anul 2009 atunci când am început a lucra, dar probabil Dumnezeu m-a pregătit pentru această muncă a toți acești ani, văzând din spate toate provocările care sunt atunci când crește asemenea copiii care necesită mai mult afecțiuni, probabil în comparație cu copiii pe care îi avem acasă. Știți, evident că atunci când, sau, când cineva aude un centru de plasament pentru copii. Poate să-și imaginezi un fel de, știu, creșe, un fel de grădință de copii, un fel de o instituție care sub un regim special unde cumva se reeducă copiii. Dacă ați putea să ne vorbiți mai mult pentru publicul care este alături de noi astăzi, ce înseamnă acest centru de plasament? Cum se preocupă? Cu ce fel de copii? Ce fel de copii intră? Care sunt, eu știu, anumite obiecții sau regulamente? Sau după ce principii se, se conduce? Și cum se integrează acest centru de plasament în sistemul social, eu știu, al organizațiilor naționale și chiar internaționale, vis-a-vis -vis de, de copii sau de grijă de copii? Cum cum se întâmplă, dacă ne-ați descrie, cum, ce se, ce, cu ce fel de copii, ce eșantion de copii lucrează? În instituția noastră sunt copii începând cu vârsta de la șapte ani până la 18 ani, deci asta este perioada copiilor care urmează să meargă la școală. Școlile noi nu le avem în interiorul instituției, așa cum gândesc oamenii că... Dacă este un centru de plasament, ar trebui să aibă o școală internă în care copiii să învețe. Nu. Deci nu este deci... un fel de internat. Nu, nu. Copiii merg la instituțiile școlare care sunt pe teritoriu administrativ și se întorc relativ după lecții, se întorc în centru. E exact așa cum copiii se întorc în familie după orele de școală. În centrul nostru de plasament, deja copiii se ocupă uh, cu diferite activități extracurriculare care dezvoltă anumite abilități. Și aici mă întrebați despre eșantion. Uh, sunt copii diversi plasați care au, pot să aibă unii dintre și condiții educaționale speciale. Deci dacă noi cunoaștem ceea ce este valorificat și este indicat în planul individual deja a copilului ce metode trebuie să aplicăm pentru copii, la ce vom aplica? Un exemplu. Sunt copii care memorie, a căror memorie nu este dezvoltată. Și o să spun, avem în plasament o fetiță, clasa întâia, în momentul în care a fost plasată, ea nu a fost școlarizată și când a fost plasată la noi, noi am fost nevoiți ca să-i facem o evaluare a copilului, atât psihologul i-a făcut această evaluare, cât și pedagogul, pentru a vedea nivelul lui de dezvoltare. Și s-a constatat că acest copil nu că nu ar fi dezvoltat mental pentru a face față și a însuma memoria. Dar acest copil a fost delăsat de așa natură, încât uh, copilului acesta nu i s-a dezvoltat memoria deloc. Și o să, o să explic cum. Iată copiii noștri când sunt mici, noi învățăm inițial, haide să numărăm până la 10. Și astfel noi dezvoltăm memoria copilului. Când am văzut că el a numărat până la 10, trecem până la 20, pentru că de la 10 la 20 copilul tot trebuie să memoreze, iar de la 20 în sus copilul deja doar folosește rațiunea și memoria, este, deci folosim rațiunea de la 20 în sus, iar până la 20 dezvoltăm memoria. Bineînțeles, cu acest copil nu s-a ocupat nimeni și copila când a venit, ea nu putea număra pentru clasa 1. Acum, copiii de clasa 1, ei deja pot să facă matematică, să adune 1 plus 1. Cum acest copil poate să adune 1 plus 1 dacă el nu știe să numere? Deci, ca să specific, dacă noi cunoaștem că acestui copil nu este dezvoltată memoria, bineînțeles, noi o să mergem și la um, consilieri, o să mergem și pe la medici, ca să vedem dacă structura creierului copilului este bine dezvoltată, înseamnă că noi avem de lucru cu memoria. Și aici noi vom aplica metode speciale pentru acest copil. Vom dezvolta memoria. Altui copil, memoria poate să-i fie dezvoltată, dar nu poate să-i fie dezvoltată logica. Iată, cu acest copil vom lucra special pentru a-i dezvolta logica. Avem copii care au co uh, condiții educaționale speciale și uh, se depistează în timp dacă copilul nu poate învăța bine, de ce nu poate? Și am, uh, împreună cu specialiști am observat că acest copil memorează foarte ușor, în schimb nu poate să facă matematică. Deci, la română citește odată poezia și o știe pe de rost. La matematică nu poate nici până în ziua de azi să adune 2 plus 2. Este clasa nouă. Așa este el. Și vedeți aici, societatea, dacă ar întâlni un copil, un, un tânăr de genul respectiv, care nu poate să o cotii, probabil că îl vor rămăgi, îi vor lua banii, nu se va descurca în viață. Și asta este o durere, pentru că societatea nu cunoaște semnele lucruri. El nu este vinovat acest copil cu nimic. El așa este, jumătatea lui de creier nu funcționează. Anume porțiunea care răspunde de logică. Nu acționează. Și astfel fiecare copil este evaluat, este structura, structuralizată sistema lui de învățare încât fiecare se poate lucra acolo unde nu are unde are insuficiențe. Sunt alți copii, de exemplu, învață bine, dar au comportament deviant Iată, cu aceștia trebuie să luăm anumite măsuri și întrebați ce facem. Aveți acolo probabil un grup de oameni. Da, există. Și aici vreau să vă spun că și angajații sunt diversi. Fiecare are caracterul lui, fiecare are um, abilitățile lui profesionale, dar pe ansamblu toți au o viziune. Educarea copiilor și odată educând copiii, respectiv, ne educăm și pe noi. Sunt lucruri la care noi niciodată nu tragem atenția, și nouă ne pare că la noi este totul bine dar nu ne cunoaștem pe noi până nu venim în contact cu asemenea probleme și de multe ori noi spunem wow, dar mai există și așa asemenea problemă, da există și noi n-am știut-o și nu am cunoscut-o și ne educăm împreună cu dânsii, ne educăm și noi un plus foarte bun pe care eu îl consider al Centrului de Plasament Curcubeu Speranței este faptul că fluctuația angajaților este practic la nivelul zero am reușit în timp, da, pe când societatea noastră se, se plânge că nu găsește de unde să angajeze, da, noi am investit mult în angajați, am plătit multe cursuri ca ei să facă aceste um, creșteri profesionale cu scopul de a scoate în evidență calitățile noastre emotive, um, empatice de a putea educa pe acești copii. Am crescut și salariile. Trebuie să recunosc, încât oamenii să fie motivați să rămână în acest sistem și să lucreze în continuu. Și da, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu am fluctuații de cadre. Și asta e bine. Deci, dacă corect am înțeles, centrul de plasament este un fel de casă. Da, un fel simt. de familie în care copilul vine, sigur că la școală. Trece programul școlar, așa cum este în prima jumătate a zilei, iar într a doua jumătate de zilei, el trece prin programul pe care dumneavoastră îl elaborați special pentru copil. Da, numai că centru de plasament nu este familie. Sunt uh -huh. alte tipuri de asistență socială, casa uh -huh. de tip familial, unde acolo exact este cam familie și copiii au în această familie au și tată și mamă. La noi nu există tată și mamă. La noi sunt educatori care rămâne cu acești copii pe timp din noapte. Pe parc. În cursul zilei, noi avem diversi uh, angajați, specialiști care se ocupă cu copiii, începând de la asistență medicală, psiholog, as, uh, manager educațional care se uh, ocupă in, anume de educația copiilor, avem bucătari, avem uh, personal auxiliar și avem director, bineînțeles, care răspunde de alte multe evenimente, toți împreună ne ocupăm de copii pe parcursul zilei, iar seara, deja după orele 5, rămâne doar asistentul care mâine dimineață va da în primire ceea ce deja s-a lucrat cu copiii. Deci nu este chiar tip familial, pentru că nu există o mamă și un tată. Nu, sigur că vedem, ați explicat foarte bine și înțeleg că pentru cei care ne ascultă li s-a lărgit viziunea, da, da, sigur că. Acum înțelegem, atunci când vorbim despre un centru de plasament de copii și în cazul dat Curcubelul Speranței, înțelegem. Deci, pe noapte, aceștia rămân, deoarece au o insuficiență, știu, în societate, undeva acolo de unde vin, fie că sunt cu părinți, fie sunt fără părinți, dar au o nevoie. O nevoie de, eu știu, de un loc, au nevoie de un loc de dezvoltare, mai corect spus. Așa înțeleg eu. De deci da. ce ce-a spus dumneavoastră? Care sunt interacțiunile dumneavoastră, locul dumneavoastră în societate? Pentru că înțeleg eu că cineva poate să obiecteze din ce ce ne ascultă. Păi stați puțin, centrul de plasament, el este pe ce principii? Cine finanțează? De unde vine? Este, un, este, o instituție guvernamentală, de instituții naționale sau internaționale susținute? Sau este o inițiativă a unui, a unui grup sau... Mă înțeleg ce vreau să zic. Și în cazul dat, dacă el există, care e locului în societatea aceasta și interacțiunea cu organizațiile naționale care au un vizor, sigur că, preocuparea copiilor. Da, Centru este o organizație non-guvernamentală. Deci nu este finanțată de guvern, da, nu este. Noi nu suntem suns... finanțați din resursele ale statului, uh -huh. da? Însă noi nu activăm fără instituțiile statului. Nu, no, evident. Bineînțeles, inițiative pot fi multe. De exemplu, cineva poate să zică că vreau să iau acasă doi copii și să îngrijești de dânci. Nu vei putea. Dacă nu ești um, acreditat. acreditat, dacă nu ai certificatele necesare, niciodată nu vei putea să faci acest lucru. Deci noi doar nu suntem finanțați de către stat. În rest, absolut orice este acreditat. Însă și funcțiile pe care noi le avem, ele sunt acreditate și sunt recunoscute de statul nostru pentru a presta asemenea servicii. Și aici am întrebat care este locul nostru în societate. Copiii noi nu îi găsim singuri pe teritoriul Republicii Moldova. Deci acești copii vin la noi în plasament în baza unei dispoziții care vine de la autoritatea tutelară. Și aici cei care sunt reprezentanții deja legale ai copiilor, cei care îi reprezintă, vor face aceste acte în baza cărora îi vor plasa la noi. Deci toate ce ce a spus acum, până acum, plasarea copiilor o face guvernul sau face organizațiile de stat. Uh, organizațiile de stat. Da, organizații Asistent, naționale da, de stat. Da, da, deci, da. Mă, acum dacă vorbim. Nu o să le dau din exact, Da, În da, speță nu... sunt, eu știu, asistența socială da, și da, mai multe da. organizații. Deci, aceștia solicită. Pentru ca să plaseze fie... acești copii S care au tipurile de servicii pe care noi le prestăm, uh -huh. care noi le avem, dacă ei le au nevoie de aceste servicii, ei fac o dispoziție de plasament și acești copii vin la noi. Fără acte, fără documente, copiii nu pot fi plasați. Pentru că mai avem și asemenea apeluri telefonice, și aici vreau să fac remarcă, când pot să sune unii părinți, de genul, și vreau să audă lumea. Uh, vreau să plec în Italia la lucru și nu am ei să las copilul. Nu vreți să-mi spuneți ce acte trebuie să pregătesc ca să plăsesc copilul la dumneavoastră? <laughs> și aici, da, cum zâmbiți, așa zâmbesc și eu și vreau să spun pe această cale oamenilor că nu se plasează așa copiii în centrele de plasament, nu putem uh, lua copiii pentru că cineva pleacă la lucru pe sticotare. nu, asemenea cazuri nu sunt, uh, toate aceste acte, chiar și atunci când aveți un copil și vreți să plecați pe hotare și nu știți de unde să o porniți, vă dăm un sfat, porniți-o chiar de la primărie, unde acolo vi se vă spune ce fel de acte trebuie să faceți și cui ați putea să-i lăsați copilul. Deci nu suntem noi, cei la care să veniți din prima. După ce copilul, eu știu, până la 18 ani, am înțeles eu... Da, la noi sunt copiii de la 7 la 18 ani, dar la noi este uh, plasament temporar. Deci asta nu înseamnă că dacă copilul va fi plasat de la 7 ani, vom, uh, vom sta liniștiți până la 18 ani când va împlini vârsta, pentru că copilul se poate ieși din în plasament. Nu. Uh, centru pl de te uh, temporar, asta înseamnă de la 6 luni, până la identificarea unei soluții. Și noi de obicei lucrăm și ne străduim ca această identificare să aibă loc într-un timp cât mai restrâns. Nu este ok ca un copil să fie plasat de la șapte ani și să treacă toți acești ani până la 18 într-un centru de plasament. Credeți-mă, din proprie experiență vă spun că nu este ok. Asta am. Aș spune cu cuvinte așa mai mai dure, asta este rușinea noastră, dacă copilul de la șapte ani până la 18 stă într-un plasament și nu îi, se găsește, nu îi se găsește o soluție, mai aproape o familie, poate familia extinsă, poate familia... Cumva cineva mai crește din rudi, din verișori, biologic e extinsă ca să-i poată plasa la cineva. Sau poate acești copii totuși merg în adopție ca să obțină un tată și o mamă și să aibă plăcere de a fi într-o familie. Nu e ok dacă un copil rămâne până la 18 ani într-un centru de plasament. Așa nu. cazuri n-ați avut. Da, se mai întâmplă. Se mai întâmplă, dar sunt rare. Cine decide deci, sau a cui este responsabilitatea de identificare a soluției? atât a centrului de plasament, cât și a autorității tutelare. Deci, noi deci lucrăm și dumneavoastră în... la fel vă preocupați da, de identificarea da, soluției. Da, sigur, da. Noi ne mijlocit lucrăm cu beneficiarii din prima sursă, pentru că copiii sunt plasați la noi și bineînțeles că mama nu sună la direcția uh, pentru protecția copilului, dar o sună la noi ca să vorbească copilul. Și în momentul în care noi depistăm că cineva îl caută, noi anunțăm autoritatea și împreună cu autoritatea lucrăm pentru a identifica cine dintre rudii sau din cei care vin la noi în vizită și au văzut un copil și au legat o legătură de prietenie, noi deja anunțăm și batem așa un semn de alarmă. Haideți că aici am putea să lucrăm și să identificăm o sursă pentru acest copil. Da. Responsabilitatea, aș spune că este și pentru noi și pentru ei, ca autoritate tutelară. Cât de solicitat este, sunt serviciile pe care le oferă sau le prestează centrul Curcubeu Speranței în, eu știu, în relația aceasta sau în comunicarea aceasta în, în, în vizorul în, în gestiunea beneficiilor copiilor cu organizațiile guvernamentale sau naționale. Uitați-vă directiva pe care noi o avem ca viziune națională este până în 2026 ca centrele de plasament statale care aparțin de stat să fie cumva închise, dezinstituționalizarea acestor copii. Se merge pe o altă directivă de a găsi persoane care ar lua în plasament ca în casă de tip familial în care copiii se poată fi plasați. Ei să fie într-un număr mai restrâns și acești copii să fie prin familiile noastre. Eu salut decizia și mă bucur enorm dacă această directivă va va avea o finalitate cu o marjă maximă de exploatare în cazul în care copiii vor fi plasați prin aceste familii, dar vreau să menționez și aici vreau cu regret să spun că societatea noastră nu este atât de deschisă și nu este atât de grabnică să, să implementeze acest proiect este mai dificil. Societatea noastră este de genul mai bine dacă vede un copil cu o problemă să-l instituționalizeze undeva decât să-l ia uh, la dâns și pentru a crește. Da, este o directivă bună, dar la faptul cum noi suntem astăzi uh, este un pic dificil și o să vă spun de ce. Pentru că dacă mergem pe închiderea tuturor instituțiilor de genul dat, așa cum este pornit directiva, eu îmi dau întrebarea unde o să ducă toți acești copii. Cât de repede societatea noastră o să fie deschisă ca să implementăm alt tip de prestare serviciilor. Noi suntem fondați pentru a avea 25 de copii în plasament, dar la moment noi avem 27. Da, bine, în iunie 2 vor împlini 18 ani și atunci noi egalăm 25 de locuri permanent ocupate. Dar eu în spate am deja alta autoritate tutelară care mă întreabă până la 31 mai ați putea să faceți liber trei locuri ca să luați și copiii noștri? Deci societatea are nevoie de aceste centri de plasament nu aș spune așa, dar chiar așa, deci, foarte mulți copii sunt, pentru că dacă o să o să întrebați prin a, instituțiile care lucre, lucrează cu acești copii, în momentul în care au deplasat un copil undeva, o să vă spună toți: Nu avem locuri. Nu avem unde să plasăm. Dar cei ce vin din urme din societate, vin un, un decalaj moral, aș spune eu, și foarte multă lume nu vreau să, să ofensez pe nimeni, dar uh, nu, nu, au un nivel de trai așa cum avem noi, bună uh, Există lumii care totuși consumă băuturi alcoolice și copiii sunt delasați. Și din considerentul ăsta, vrei, vrea nu vrea autoritatea tutelare în cazul, să spunem, a primărilor, ei sunt nevoiți ca să ia acești copii din, din familie și să-i placeze undeva unde drepturile acestor copii să fie respectate și unde acești copii să aibă hrană, să fie spălați și să fie duși la medic. Pentru că inițial, când vin copiii, elementarele lucruri noi le învățăm cu acești copii. Învățăm cum să spele, cum să meargă la viceu, cum să-și fac patul. Deci noi de aici o pornim. Și acum, societatea își dorește ca toată lumea să fie ca noi, învățați cu studii superioare, uh, culți. Așa tinde societatea să fie și noi astăzi o, o urmărim media. Toată lumea tinde la un nivel și la un standard înalt de trai. Dar acești copii, ei vin, practic, poți spune uneori că e dintr-o lume paralelă. Și tu înveți lucrurile elementare ale vieții aceeași școală, vrea ca acești copii să fie din nivel, să tindă, să fie o clasă înaltă, toți copiii să învețe bine. Nu are de unde. Nu are de unde, pentru că el vine din alt anturaj. Și până tu l aduci în fabrica asta a fericirii, până tu l aduci la nivelul care trebuie, asta trebuie enorm Efort. Și ținând cont că societatea nu este atât de deschisă, eu îmi pun întrebarea: cât de repede noi vom putea să realizăm aceste scopuri care le avem până în 2026? Noi fiind în 2024, cât de repede noi vom putea să realizăm? Centrele sunt enorm de necesare, enorm, chiar dacă noi avem scopuri buni și nobile, dar centrele sunt. Practica, eu vă spun cum este, dacă tu înainte stăteai cu 3-4 locuri liberi în centru, la ziua de astăzi nu ai niciun loc liber. Și în momentul în care chiar dacă ai vrea un copil, iată noi suntem plasați în vadul vodă și noi avem copii care termină nouă clase, care, termină, care fac 18 ani și ar trebui să-i scoți din plasament și noi apelăm în Chișinău, în municipiu și rugăm ca un copil poate ăsta care e nouă să-l transferi în Chișinău ca să meargă mai ușor la școală, să nu depindă totuși de noi de vadul lui Vodă, pentru că este la o distanță de 20 de kilometri. Și noi nu obținem un loc, pentru că nu sunt locuri. Da, ne-ați impresionat prin faptul că, practic, dumneavoastră, activitatea centrului este foarte solicitată de organizațiile din cauză. Însă, pe mine, știți, cel mai mult mă impresionează faptul că centrul există, activează, și datorită faptului că activează, există și, știu, povești frumoase sau rezultate frumoase, pentru că, știți, n-ar activa ea fără, fără ceva frumos, fără niște rezultate bune care poate să inspire nu numai pe dumneavoastră, ci și pe cei care sunt în societate. Da, experiențe pozitive, noi avem multe. Sunt copii. Știți, inițial când vin, te uiți în ochii copilului și vrei să înțelegi ce va deveni din acest copil. Nu da, practica și timpul ți arată ce va deveni acest copil. Dar niciodată, în momentul în care vine, nu știi ce o să devină. Și când te uiți peste ani, atât de repede trec ani printre altele, eu niciodată nu m-aș fi gândit că copiii din 2009 atât de repede o să mă ajungă din urmă. Și atât de repede o să fie și ei oameni cu responsabilități așa cum suntem și noi. Și când mă mai gândesc că peste 20 de ani, în general, o să fiu uimită de ceea ce este din fabrica Curcubeu Speranței. Avem foarte mulți copii care au terminat universitate, care sunt funcționari publici, care sunt oameni de o cultură înaltă și bravo. Eu întotdeauna spun și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că copiii care vin la noi în centri, ei vin dintr-un mediu neprielnic, voi spune direct. Ei nu vin de acolo, de unde este bine. Și faptul cât de mult ei cresc și cât de mult după asta oferi societății, eu aș îndemna societatea să gândească cât sunt de utili centrele. Pentru că dacă acești copii nu ar nimeri în centru de plasament și ar rămâne în voia sorții acolo unde este, ce ar oferi el societății? Vei merge pe stradă și te vei teme, probabil. Dar această fabrică, cum o numim noi, da, ea are uneori rigorile ei iar e stil de comportament care te învață să te supui totuși, să-ți faci patul să-ți faci curat, să mergi la școală da, ea te învață, asta cu greu se dă, asta nu este ușor și nu credeți că copilul vine și stă cu minte și eu vreau la școală, vecinii noștri sigur o să spună că cât te fac ăștia de la centru de plasament, da, ei fac pentru că ei trăiesc emoțional o altă lume dar când ajung maturii să liniștesc și aici am am o bună prietenă o fetiță de 17 ani acum în centru de plasament și ea îmi satisface toate suferințele mele. Pentru că mulți, și vă spuneam despre băieței, băieței fac tot felul de nebunii, tot felul pe care noi dimineața nu le-am gândit, și până în sare le-au făcut. Dar această tânără despre care eu spun, când a venit la noi, avea 13 ani, eu nu o să vă pot descrie Atunci când spunea jetul de apă Ca să curgea noroiul Nu curgea apa de pe dânsa Nu o să vă mai spun despre parazit Și multe altele care erau Dar atât era din dăretnică Și atât de bătăușă era Că nu se putea apropia nimeni de dânsa Ca în timp Iată cum spuneți în fabrică să nu-i convină, să nu, facă, să nu vrea să-și facă patul, să nu vrea să-și facă regulă, să nu vrea să strângă la bucătărie, pentru că ea nu se consideră că ea trebuie să facă, dar ei trebuie să-i facă cineva. Deci au venit din stradă cu regulile străzii, unde tu ești erou, unde tu trebuie să te descurci, pentru că de altfel o să descurce alții pe sama ta. Și iată ea fiind cu un comportament din ăsta, având dosare penale, pentru furturi, huliganism și multe altele. Am, a dosare penale până acum, până la 18 ani, de-abia, de-abia le finisăm. Și trecând cu dânsa prin toată această fabrică, uneori cu plânsul, uneori cu ocară, uneori cu dezmerdatul, uneori cu alinatul, vreo jumătate de an în urmă, ea, uh, când, uh, când ne vedem față în față, ea nu discută cu mine, așa cum discut eu acum uh, da? Ea nu discută, ea tot timpul îmi scrie mesaje. Și eu cu dânsa am găsit mai util să discutăm prin mesaje, Chiar direct o întreb. Deci nu vorbești cu mine așa? Și ea spune, a, de câte ori îmi spun să am curajul ăsta, dar nu-l am. Să fiu ca dumneavoastră. Dar îmi place de dumneavoastră că aveți stării de caracter. Eu așa mă uit la dânsa, știți, pentru mine asta e felul meu de a fi. Dar pentru dânsa asta e un, um, un, mod de a o stimula să fie și altfel. Și am scris o dată. Dar când îți spune un copil asemenea cuvinte, trebuie să, să fii foarte atent și trebuie să faci deosebire uh, dintre ceea ce îți spune copilul și realitatea. Și ea îmi spune așa, vă iubesc mai mult decât pe mama. Mm. Și eu sunt sigur că ea nu mă iubește mai mult decât mama, pentru că ea și iubește mama E enorm. În, ea era în relații foarte rele când a venit la noi cu mama. Mama a lăsat-o în stradă. Neavându-ne străiască, ea și-a găsit un loc de trai la prietenă, dar copilul rămas în stradă. Și ea avea o ură enorm față de mamă. Și pentru ura asta care o purta în suflet, ea făcea tot felul de nebunii. Fura biciclete, le arunca în iazul la, la lacul morilor și tot așa. Și eu o întrebam pe dânsa, per final, acum, care are 17 ani și este liniștită, de ce făceai rău ăsta? De ce le frai? Să le fie rău la toți. Zic, de ce? Îmi era mie rău și lor să le fie. Zic, ce ai obținut? Tu înțelegi că lor nu le-a fost rău. Tu tot ți-ai ți făcut rău. Ea abia acum. ea abia cu conștientizat și ea des îmi spune, nu mi-aduceți aminte dar o iubesc din tot sufletul și mă iubești enorm și atunci când eu văd bucuria și când o văd cât e de cu minte ea nu se mai duce, nu se mai bate nu mai face prostii, ea este curată îmbrăcată, ea miroasă frumos ea e o fetiță atât de bravo pentru mine asta este o mulțumire pentru toată munca enormă pe care noi o facem ca echipă e enorm, vreau să vă spun că personalul de multe ori este epuizat de toate, de toate, ce se pot întâmpla. Uneori uh, ridim între noi și spunem, dar oare mai poate să fie și așa ceva? Deci, un alt caz, uh, recent, merge un, uh, un copil tot din plasament de la noi și în localitate are un obicei destul de prost, spun eu, dar dacă el este dobândit, nu ai ce face de a cerși și merge în societate și din stradă o găsit un cățel, l-a pus la, la lângă braț, așa și îl netezește și merge la toți și zice dați-mi 400 de lei pentru că îmi trebuie să vaccinez cățelul. Intenția nobilă, nu? Manipulare. Manipulare, exact. <coughs> Cel care îl vede, bineînțeles, vai, cât e de bravo copilul. Inventiv. Exact, vedeți cum zâmbiți, așa zâmbim și noi uneori și zicem, băi, da, chiar și asta se mai poate de făcut. Ca să înțelegeți de ce eu spun și lucru respectiv. Pentru că societatea, atunci când vede un copil dintr-un centru de plasament și îl vede în stradă sau îl vede undeva, vai, tortură în centru, ceva le face. Și media în ultima, ultima, perioadă abia așteaptă de pe la vreun copil să găsească vreun cuvânt, pentru că copiii spun și ei minciuni și asta trebuie să recunoaștem, că avem copii acasă. Și copiii toți spun, eu nu pot să spun acum că toți sunt sfinți, dar trebuie să avem Discernământul de a spune lucrurilor pe nume. Dacă este maturul vinovat, că se învinovățește angajații din centru, trebuie să lămurim situația. Dar dacă copilul minte, ai curajul și află adevărul, nu transmit imediat tot felul de prostii în urma cărora vin și mai nu i-ar crucifica pe ăștia care lucrează. Vreau să vă dau o întrebare. V-ați gândit vreodată cât este de greu să lucrezi într-un centru din ăsta de plasament unde copilul îți vine fără nicio normă de educație iar tu ca societate stai pe baricadă în partea cealaltă și vrei ca toți să fie educați. Ți-ai pus întrebarea cât este de greu? Noi vrea să vină echipă să vezi cum e? Da? Pentru că de ce vă spuneam de acest copil? Cel care l-a întâlnit în stradă, bine că a fost un om înțelept. Și eu, eu pus câteva întrebări, fiind un om cu un IQ mai dezvoltat, eu pus întrebări și Uh, prin întrebările lui, eu aflat că este de la centru de plasament și omul și-a dorit să vină și-a venit la noi în centru de plasament. Și când a văzut centru, după discuția pe care am avut, fix așa râdea și el și spunea, măi, dar inventiv, măi, dar eu chiar m-am gândit. Ia dă să, să, văd copilul ăsta, spune drept și spune, mă, dacă îmi cerai 10 lei pentru vaccin, îți dădeam, dar dacă îmi cer 400, e prea scump. Zic, și care a fost reacția copilului? Sunt și a zis că, nene, dai bun și 10 lei. <laughs> adică te prinzi la ideea cum copilul te amăgește da. în schimb alții care nu sunt atât de familiarizați cu asemenea situații imediat fac un video, îl pun pe o rețea de socializare și o făcut din asta media necătând să afli de fapt care este adevărul, că copiii sunt foarte bine hrăniți, că copiii sunt foarte bine spalați, ceea ce ei când ies în stradă, de exemplu, ei nu spun asta, ei spun din contra, că ne bate, ne torturează, mâncare nu ne dă și tot așa, pentru că la ce trebuie să bați atunci când cerșești? La milă, nu? La speculații. Și cu asta noi lucrăm. Dacă noi am, inițial, cum mă întrebați, cu ce lucrați? Cu diferite spectre lucrăm. Dacă vedem că în sângele copilului ăsta este de a fura, noi trebuie aici să lucrăm ca el să nu ajungă un matur care va fi închis pe undeva la o pușcărie pentru că o furat. Noi cu asta lucrăm. Și dacă noi vedem, de exemplu, că copilul ăsta are alte vicii, noi trebuie și aici să lucrăm. Și aici avem nevoie enorm să creștem tot timpul profesionalismul celor care lucrează și eu mă bucur enorm că nu am fluctuații de cadre pentru că ca să pregătește un specialist de genul respectiv care să depesteze manipularea de adevăr asta îți trebuie timp și experiență <truși> 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 Știți, îmi place foarte mult partea aceasta a emisiunii îmi place foarte mult, de ce? Pentru că mi-ați prezentat o o problemă, într-adevăr, pe care societatea la un moment dat se prinde și este dus în eroare de, știu, fabularea copiilor pentru că copiii sunt maestri în fabulări și asta trebuie să o recunoaștem nu doar cei care în plasament sunt ci și ai noștri, așa cum ați menționat Aici vreau să vă spun mai multe chiar și organele statale, chiar poliția inițial dus în eroare uh, dus în eroare, gândea că noi cumva până am avut tot felul de interpelări ca să explicăm ce se întâmplă, de deci ce copiii plec din centru de plasament, de deci ce nu stau pe loc dar ei pleacă, unii dintre deci nu toți, eu nu vreau să spun că uh, problema respectivă există Generalizat? Nu e generalizat. Avem 25 de copii în plasament, da. 5 pleacă frecvent, iar 20 este loc. Ăștia 20 sunt foarte brăvuți, nu poți să spui de o problemă, dar ăștia cinci se duc tot timpul. Și acum eu pun întrebarea și uh, pun societății să gândească, cum ăsta copil care el acasă nu a avut normă și pe dânsul nu l-a întrebat tata și mama unde te duci când vii, vreți ca într-un centru de plasament când vine să stea în centru și să nu pleci fără voi din centru? Nu e posibil. Până tu ajungi ca să-i faci deprinderea asta în copil, Păi asta trebuie minim jumătate de an ca să lucrezi. Hai să scrii cererea, hai să te învăț la ceas, hai să-ți arăt cât e ora, hai să-ți arăt cât e plimbarea și dacă n-ai venit la timp, hai mai repetăm o metodă, dacă n-ai venit, hai sancționăm, hai așa și tot așa până copilul face o deprindere normală de viață. Deci ar trebui să înțeleagă toată lumea că centrul de plasament asta nu e un, un obiect de regim, deci nu. O sârmă nu. ghimpată a, a fost închis, duși sub convoi, aduși înapoi, deci nu este un penitenciar pentru copii. Avem să și zicem. asemenea oameni care vin la poartă și întreabă, dar de ce nu puneți gratii ca să nu poată ieși? Wow. Niciodată nu spun. Da, sunt și oameni din ăștia care își doresc pentru liniștea lor sufletească ca centrele de plasament să fie de tip închis. Nu o să și nu o să fi niciodată. Copiii sunt cei care ne dau bătăi de cap, dar ei nu sunt pușcăriași. Da. Deci, asta trebuie să înțeleagă, și percepția societății ar trebui să fie corectă vis-a-vis -vis de copii și de activitatea acestui centru. Exact. Și sigur că etica societății, și mai ales ceea ce ați descoperit astăzi, și sunt sigur că ați adus, ați transmis acest mesaj că de, centruri, astfel de centri de plasament e nevoie în societate. Nu poți fără acestea. Și datorită faptului că solicitarea. Locurilor sau deplasarea copiilor care stau și la rând. Doar zic despre, eu știu, regresul societății vis-a-vis -vis de educația copiilor, strategiile pe care sunt atât, eu știu, în instituțiile de familie, particulare cât și, sigur că, instituții statale. Pentru că vrei, nu vrei, dar străim într-o aceeași societate și înțelegem trăim aceeași viață și respirăm același aer, dar ar trebui să înțelegem și problemele și uh, provocările pe care le avem. Exact. Noi nu suntem străini sau în neștiință de cauză că în ultima perioadă divorțurile sunt tot mai multe. Noi nu suntem în neștiință de cauză că emigrarea și are efectul ei. Noi nu suntem în neștiință de cauză că nașterea de copii la o vârstă înaintată are tot anumite efecte și noi nu suntem în neștiință de ca cauză de, uh, de uh, lucrurile delegventii care se întâmplă printre minori în societate. Și atunci nu ar trebui să ne ascundem după cortină. Nu ar trebui societății să spunem cinstit așa cum este. Da, noi avem probleme, dar problemele astea nu sunt ale mele ale centrului de plasament ne sau doar a guvernului sau a direcției doar care se ocupă de protecția copilului. Aceste probleme sunt ale societății noastre. A, copiii tuturor nou. Deci, tuturor nou ne aparțin. Așa. Și ăștia nu sunt copii născuți de mine. Pentru că vin uneori la poartă anumiți oameni care nu sunt mulțumiți de un anumit comportament al unui copil și îmi spun strângeți copiii. Și eu zic bine, mi-i strâng. Și mă mulțumesc domnului că am atât de mult. E o fericire, înțelegi? Fericirii pe care oamenii nu pot să o înțeleagă. Fabrică de fericire da. da, ei fac probleme. Uneori se arăt culci și, și așa se învârtesc gândurile de tot felul. Dar asta e o fericire mulți copii, țin minte, erau panouri pe la noi prin Chișinău undeva, un cuib cu multe ouă și spunea ceva de genul, unde sunt mulți copii, sunt multi fericiri, iată de genul respectiv. Unde sunt mulți copii, asta e o armată. Știi câtă plăcere am eu când merg cu dânsii pe undeva? Nu pot să-ți redau. Un părinte atunci când ies cu copilul lui la McDonald's sau la orice loc de distracție, el se bucură de copilul lui. Că el e îmbrăcat frumos, că el se joacă bine. Nu ai idee cât fericire am eu atunci când îi privesc pe acești copii în ochi. Atât îți zic cu atât îți bravo. Am fost recent uh, la un local aici în Chișinău, i-am scos pe copii uh, și știi cât îți zic cu și cât de liniștiți și peste 20 de copii. Încearcă tu ca tată sau ca mamă să-ți duci 20 de copii undeva și o să vezi. Îi ducem noi acum la zile de nașteri, le facem și o să vezi cât de cuminciori toți. Eu ți nu pot să-ți redau cât de cuminți ai noștri și cât de brăvuți. Eu mă mândresc cu dânsii și eu iubesc pe dânsii. Și asta știu, dar asta nu înseamnă că dragostea mea ea nu va pune niște limite la acțiunile pe care ei le fac. Și spre finalul emisiunii noastre nu avem cum să nu vă întrebăm despre planurile și perspectivele pe care le aveți neastră, aspirațiile vis-a-vis -vis de activitatea de centrul de plasament. Cea mai scurtă este acum vin 1 iunie, începem a sărbători de pe data de 31 până pe 3 iunie fericim copii așa cum putem la orice oră și ne bucurăm de realizările lor, chiar dacă nu sunt realizări, de exemplu, școlare excepționale, nu asta cel mai mult pe noi ne interesează și eu asta o să spun de fiecare dată. Pe noi ne realizează cât de mult emoțional crește un copil pe parcursul unui an și noi vom sărbători enorm. Ca societate, da, noi avem planuri, activăm și acum suntem în scrierea de proiecte pentru a activa împreună cu autoritatea publică locală, pentru a identifica copii în situații de risc, chiar în familii, încât să se lucreze cu familiile ca copiii să nu ajungă în plasament la noi. Și asta este o mare oportunitate când statul nu va trebui să se gândească să mai deschidă un centru sau să mai găsească niște asistenți parentali profesioniști. Dar când va lucra cu familia mijlocită acasă, încât copiii să nu nimerească în serviciile noastre sociale. Și pentru noi asta ar fi o realizare mult mai înaltă. Că este greu să lucrezi cu copiii, dar cu maturii, și mai greu să lucrezi. Și pentru noi, ca centru, având o activitate atât de mare și atât de cu un spectru larg și de durată, ar fi o nouă etapă în care noi am putea să ne poziționăm ca profesioniști chiar și față de, de părinți. Pentru că noi lucrăm cu dânșii atunci când vin la copii și noi vedem. Problemele lor, și noi înțelegem de ce copiii sunt la noi. Și de multe ori este nevoie ca să le spui drept în față, să le spui adevărul și să lucrezi cu dânsul și să-i ajuți ca să iasă de acolo de unde ei sunt. A lucra, cineva spunea că a lucra în prevenție este cea mai înaltă lucrare care poate fi, la care poate să ajute, să ajungă societatea. Vă dorim succes în activitățile dumneavoastră și să atingeți acest scop. Mulțumim mult pentru invitație și vă invităm și noi la noi acasă. Dacă ați venit să faceți o emisiune la noi acasă, ne-am simțit onorați. Vă așteptăm. Mulțumim pentru invitație. Cu plăcere. Centrul de plasament pentru copii. Nu e un spațiu, nu este un loc, ci este viață. Sunt vieți. Vieți care costă și prețul lor este enorm. Dacă v-ați pus vreodată întrebarea cât ar costa o viață, probabil că ar trebui să ridicăm ochii în sus și să-l privim pe acela care ne-a oferit nouă viață. Vă spun la revedere până data viitoare.